Deci o să înțeleg că o să ne surprinzi acum pe 23 noiembrie, când o să apare într-o peliculă foarte importantă. Da, este mai exact un serial pentru Netflix, regizat de Tim Burton, filmat exclusiv în România. Se numește Wednesday, se va lansa pe 23 noiembrie. Eu sunt Thing Adams, pentru cei care nu recunosc numele, este mânuța din familia Adams, personaj care acum este mult mai proeminent în poveste și este alături lui Wednesday non-stop. O să aflați mai multe și când o să apară. Da. Cum a fost să lucrez cu Tim, că asta mi se pare cel mai important? A fost un vis devenit realitate și neplănuit. El, când a venit în România, a căutat un actor să joace acest personaj și era specific să fie un magician sau cineva care are dexteritate cu mâinile. Și a fost, da, cum am spus, un vis, pentru că Tim este un regizor care pune foarte mult preț pe actorii cu care colaborează și este ca o familie, nu este ca o relație între regizor și un actor. Uite că am auzit că actorii în general sau cu acești regizori se mai sună, mai păstrează legătura, te-a sunat noaptea, dimineața. Am ținut legătura prin alte mijloace, nu am stat la telefoane, dar urmează să ne întâlnim în Hollywood săptămâna viitoare, unde o să avem lansarea serialului. Deci mergi săptămâna viitoare la Hollywood? Da. Ce fai? Cât stați acolo? Premiera va dura o singură zi. Știu că mai este George Burcea în această peliculă. Cum a fost să lucrați amândoi români, amândoi într-o peliculă care până la urmă e regizată de un om super mare de la Hollywood? A fost la fel o colaborare super plăcută. George nu mi-era prieten înainte de serial și acum mi este prieten foarte apropiat. Îl apreciez foarte mult ca om și ca actor. A fost alături de noi și Cezar Grumăzescu, un alt actor. A fost un personaj destul de interesant în serial. Și da, ideea este că atunci când lucrez cu românii, dar într-un cadru de genul acesta, este ceva mult mai friendship. Nu știu cum să explic chestia asta. Dacă aș fi lucrat cu ei în orice alt proiect din România, nu cred că ar fi fost același lucru. Dar cel puțin cu George suntem familie, pentru că amândoi suntem membri ai familiei Adams. Cum te-ai pregătit pentru rolul acesta? Că știu că sunt mulți care și-au agende, se uită, calculează. Pregătirea pentru rolul acesta a fost mult mai mare decât aș putea să descriu în cuvinte, pentru că Thing este un personaj care nu are nici voce, nici subtitrări, așa că tot ce exprimă și dialogurile lui trebuie descrise prin mișcările și gesticulațiile mâinilor. Așa că cel puțin o lună de zile a trebuit să mă documentez și să mă antrenez pe acest subiect.